oficial începe Big Build 2017. Înseamnă 36 de case construite în 5 zile, pornind de la o fundație și vom ajunge la un rezultat final ca cel din spatele meu. Big Build înseamnă 36 de familii care la finalul acestor 5 zile vor avea un nou acoperiș deasupra capului. Voluntarii au fost împărțiți pe echipe și vor lucra de-a lungul acestor zile, fiecare la câte o fundație, alături de câte un team leader din echipa de construcții. Atât. Asta vreau să zic. Până m-a întrerupt cineva. Apropiem de finalul primei zile aici pe șantierul Big Build 2017. După cum vedeți, lucrurile au mers chiar bine astăzi. O parte din structura acoperișului este gata la cam toate casele. Se lucrează deja și la izolația exterioară, iar mâine evident vor continua lucrările. A fost foarte gălăgie astăzi aici, s-auzeau ciocane, fierăstraie, malaxoare și alte nebunii pe aici. Un sunet foarte, foarte mișto. Foarte tare atmosfera pe șantierul Big Build, alături de voluntari, de oameni de la Habitat for Humanity și noi, vloggeri, fotografi, care am încercat să surprindem tot ce s-a întâmplat aici. Ziua numărul 2 pe șantierul Big Build. Astăzi se lucrează la acoperișuri și la izolație exterioară și, dacă mai avem timp, și la alte lucruri. E o dimineață frumoasă, un pic friguroasă aici la Bacău, dar ne simțim bine și continuăm să facem treaba. Încheie și ziua 2 pe șantierul Big Build. După cum vedeți, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Chiar dacă vizual nu mai e același impact ca în prima zi, să știți că oamenii au lucrat foarte mult astăzi. Mâine urmează, evident, o zi și mai lungă. Ne așteaptă un pic de ploaie, dar sperăm că nu o să ne încurce prea rău. Ziua numărul 3 pe șantierul Big Build. Vremea ne joacă un pic feste, dar avem pelerine, suntem pregătiți. Este chiar și Mugur aici cu noi. Trebuie să ne mișcăm repejor, teoretic, astăzi, că în caz că se înțețește ploaia, s-ar putea să fie un pic cam la sol aici la casele astea care încă n-au acoperiș, dar, cum am zis, suntem în grafic. Nu știu dacă se aude la voi, dar în spatele meu se aud alarmele alea care se fac în fiecare primă miercuri a fiecărei luni. Știți, alarmele alea de Nino, Nino.
ploaie, deci absolut nu văd nimic. S-au oburit ăștia. Puneți pe din afară. Nu mai să trecem la treabă. Și ziua 3 pe șantierul Big Build. Astăzi s-au făcut izolațiile interioare, s-au pus acoperișurile deasupra capetelor noastre. Ce a pus drăguț avem astăzi. N-a plouat prea rău, a fost bine până la urmă. Mi-am făcut și eu de treabă azi, am băgat vată de sticlă în pereți. Am înfoliat tavan și pereți. Hai, și da, astăzi chiar sunt fericit că am făcut și eu treabă. Suntem în ziua 4 pe șantierul Big Build. Știu deja, v-ați plictisit ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4. Da, așa se întâmplă lucrurile. Se muncește. Se muncește la putere maximă. Peste 700 de voluntari unici, ca să zic așa. Vreo 450 pe zi. 36 de case pentru 36 de familii. Să înceapă treaba. Nimeni e, nu mai spui la mine, e HH, e Bacău Confidential. Ce se întâmplă la Bacău la Big Build, rămâne la Bacău la Big Build, înțelegi? Câte bucăți vrei? Zic că îți fac reducere acum, îți fac reducere acum. Ceasuri ai, boss? Am și ceasuri. Ne-a ajuns și în ultima zi pe șantierul Big Build 2017. Astăzi se finalizează interiorul, exteriorul și ce mai e de făcut. Și vom preda și cheile celor 36 de familii, ale căror viață se schimbă începând de astăzi, pentru că vor avea în sfârșit un acoperiș deasupra casei lor. Oficial s-a încheiat Big Build 2017. 36 de case în 5 zile. Știu că v-am înnebunit cu cifrele astea, dar mie mi se par incredibile și tot ce s-a făcut în această săptămână mi se pare wow, cum de la o fundație acum avem 36 de case pentru 36 de familii. Asta mi se pare cel mai important, pe lângă toată munca care s-a depus aici de către cei 500 de voluntari zilnic, cred că au fost vreo 1000 în total, unici, ca să zic așa, plus echipele de constructori, echipa Habitat for Humanity, voluntarii
care ne-au ajutat cu restul chestiilor să ne organizăm, plus echipa de bucătari care ne-a gătit în fiecare zi. Mai important decât asta reprezintă faptul că 36 de familii au șansă la o viață nouă, la o viață mai bună și copiii la un viitor mult mai frumos. S-a creat o comunitate și mi-aș dori să revin peste un an sau doi sau trei să văd cum o arată lucrurile, cum arată lucrurile aici. S-a creat un cartier foarte frumos aici în Bacău, cu oameni foarte faini și cred că asta e cel mai important. Mă bucur că am participat la această experiență numită Big Build 2017 și abia aștept să mă întorc și anul viitor. Și dacă te-ai inspirat și pe tine acest proiect, nu uita să aplici anul viitor, fie ca voluntar, fie ca susținător, fie ca, nu știu, să fii aici, fotograf, habar n-am. Bun, acestea zi înfise, ne vedem data viitoare. Ceau! Să nu ziceți că am fost degeaba pe aici, la finalul proiectului am făcut și o mini-expoziție cu o parte din fotografiile pe care le-am realizat timpul Big Build în cadrul FFB 13, tabăra de fotografie pentru blogări. Pe toate le găsiți însă pe pagina Habitat for Humanity România, pe zile, frumos, elegant, cât de